Academia Română și Fundația pentru Știință și Artă au lansat astăzi numărul 200 din colecția Opere Fundamentale. După 18 ani de existență, colecția a ajuns la volumul cu numărul 200, dedicat scrierilor ideologice și culturale ale lui Mihail Cogălnicianu. Evenimentul a fost organizat în aula Academiei Române și a fost moderat de academicianul Maia Simionescu, președinte executiv al Fundației Naționale pentru Știință și Artă. Aceasta a vorbit despre apariția acestui proiect cultural, dar și despre încercările de a publica de-a lungul timpului aceste volume. Ideea de a porni o colecție de clasici români apare la sfârșitul anului 1970. Dar era prea curajoasă și prea dificilă pentru acel moment. Ideea colecției iese dintr-o lungă hibernare în anul 1999. La 15 ianuarie 2000 apar primele trei volume dedicate cui altul, lui Eminescu. Între anii 1999 și 2005, în 6 ani, primii 6 ani, apar 75 de volume. Cu eforturi deosebite, în perioada 2005-2014 apar încă 80 de volume. În 2017, spre bucuria noastră, a apărut volumul 200, Cogălnicianu, scrierile ideologice și culturale. Colecția Opere Fundamentale este un proiect cultural inițiat în anul 2000 de academicianul Eugen Simion, președintele secției de filologie și literatură a Academiei Române. Colecția are la bază modelul științific și estetic francez al colecției Pléiade. Scrierile cuprind ediții critice integrale din clasicii literaturii tipărite în cele mai elegante condiții. Fundația Națională pentru Știință și Artă marchează astăzi apariția celui de al 200-lea volum din colecția Opere Fundamentale ale Literaturii Române, eveniment de aleasă semnificație și înalt prestigiu, pot să afirm fără rezervă, pentru Academia Română. S-a fondat la noi prestigioasa și impresionanta serie colecție Opere Fundamentale, adică fără îndoială o temerie a culturii românești. Am putea să o considerăm prin caracteristicile sale, exigența realizării, eleganța și calitatea sa, drept o serie de carte rară, căutată și greu de găsit uneori, la propriu și la figurat. Carte rară, la propriu și la figurat. Acest proiect unic pentru cultura românească are la bază capacitatea academicianului Eugen Simion de a vrea și de a face, de a duce la bun sfârșit un proiect care se desfășoară deja cu o remarcabilă relevanță de circa 18 ani. Academicianul Eugen Simion a publicat lucrările reprezentative ale literaturii române clasice și contemporane în ediții care au fost realizate de cei mai buni specialiști în domeniu. Eugen Simion a reușit, împreună cu echipa sa de colaboratori eminenți, să realizeze acest zid al culturii. Deși se numesc Opere Fundamentale ale Literaturii, formația culturală a autorilor și a coordonatorului i-a împins treptat și spre alte zone, spre sociologie, spre filozofie, spre istorie. Îți arată acest lucru că ai operele fundamentale ale civilizației românești. Istoria este mai cunoscută prin literatură decât prin istoriografie, pentru că literatura merge la sufletul omului. Pe de o parte, pe de altă parte, așa cum s-a mai spus aici, ne-a amintit academicianul Răzvan Teodorescu, mari istorici au fost și literați. Volumul 200, întâmplător sau nu, este închinat lui Cogălnicianu. Așa un elogiu nu se putea mai mare. Cogălnicianu a spus că numește patrie toată acea întindere de loc pe care se vorbește românește. Și prin asta Cogălnicianu a întemeiat România înainte de a fi pe hartă, pentru că a spus-o la 1843 la Iași. Fiecare ediție din opera unui autor cuprinde, în afara textelor publicate integral, o prefață sau un studiu introductiv, un tabel cronologic privind viața și opera scriitorului, repere critice, dar și note sau comentarii.